Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român, ăsta e timpul care se scurge și vă invit la o nouă călătorie prin lumea celor care preferă să-și utilizeze rațiunea atunci când vor să judece faptele, întâmplările. Vă invit la o călătorie prin lumea scepticismului. Țin neapărat să vă readuc aminte faptul că pe 21 aprilie se organizează aici, în Mioritica Republică, o manifestare extrem de importantă. Este vorba despre ceva ce s-a întâmplat și anul trecut, se va întâmpla și în acest an. Este vorba despre manifestarea 10, 2 puncte, 23, homeopatia este apă chioară. Așa cum am spus și în emisiunea trecută, este organizată această întâmplare de către Asociația Secular Umanistă din România, ASUR, și de către Sceptici în România. Sper că această întâmplare va fi reflectată cumva în mass media. Trebuie să se întâmple totuși și în mass media românească să îi se lasă loc un pic rațiunii. E nevoie de rațiune pentru că altfel, nu știu, am putea opri funcționarea civilizației și să ne retragem în tot soiul de cuvinte, în tot soiul de afirmații care să n-aibă nicio legătură cu realitatea. Țin să vă reamintesc, știți deja acest lucru, progresul civilizației umane s-a bazat tocmai pe stabilirea unor legături raționale între cauză, efect, în elaborarea unor teorii care să explice cumva lumea. Lucruri se întâmplă bune și la noi în țară și vreau să vă fac sau să vă semnalez o întâmplare. Într-unul din cotidienele noastre naționale, știți dumneavoastră cum se întâmplă pe la noi în ziare, în mass media în general, rațiunea este pusă cumva la colț, ai nevoie mai degrabă de tot soiul de vorbării, a apărut un articol, ce să vezi, tocmai legat de homeopatie. Este un articol, să zic eu, interesant și, cum să vă zic eu, oarecum nuanțat, dar aberațiile rămân în continuare. Haideți să citim un mic fragment din acest articol. Infecțiile respiratorii repetate, dar și bolile digestive, reacționează foarte bine la tratamentele homeopate, vindecându-se. În cancer sau TBC, homeopatia poate fi doar un adjuvant. Vedeți, se face oarecare distanțare. Până acum, și v-am dat exemple, se afirma chiar de către persoane importante din cadrul Societății Române de Homeopatie, cum că această boală cumplită, care este cancerul, poate fi vindecată cu preparate homeopate. Dacă mai țineți minte, una din cauzele cancerului semnalate de un asemenea homeopat era furia, era grosolănia și așa mai departe. Lucruri care nu au nicio legătură cu medicina. Aici este oarecum, să zicem, nuanțat. Homeopatia tratează aceleași boli ca și medicina convențională, însă șansele de reușită depind de puterea de luptă a organismului. Principiul de funcționare al medicamentelor homeopate au devenit medicamente între timp, realizate integral din surse naturale, e similar cu cel al vaccinurilor, care introduc microbi în organism pentru a stimula producerea de anticorpi. Este una din obișnuitele afirmații care n-au nicio legătură cu absolut nimic, pentru că în cazul medicamentelor homeopate nu avem practic nicio urmă din principiul activ care, să zicem, că ar putea să producă un efect similar cu cel al vaccinurilor. O substanță, și aici este un citat, care provoacă boală în doză mare, depășește capacitatea organismului de a se apăra. Acea substanță, dar în doză infinitezimală, stimulează organismul să ia măsuri de apărare, explică un binecunoscut homeopat,
pe care l-am citat adesea în cadrul acestei emisiuni, care este medic primar ORL, specialist și în homeopatie. Nu v-aș fi semnalat acest articol, n-aș fi vorbit deloc despre el, dacă n-aș fi asistat la un fenomen care pe mine m-a încântat de-a dreptul. Pot să revin în cadru. De ce m-a încântat? M-au încântat comentariile. Dacă acest articol ar fi apărut în urmă cu, eu știu, 5, 6, 7 ani, reacția sceptică la asemenea afirmații nesusținute de nimic ar fi fost practic nulă. Am fi găsit tot soiul de comentarii la acest articol pline de entuziasm și de recomandări pentru folosirea homeopatiei în diferite afecțiuni. Eventual s-ar fi strecurat acolo și niște reclame mascate. Numai că de această dată reacția celor sceptici a fost una pe măsură. Și m-a mai bucurat ceva. Un lucru pe care îl spun adesea. Atunci când comentezi un asemenea subiect, un subiect care ține mai degrabă de zona irațională, trebuie să folosești puterea rațiunii. Trebuie să folosești argumentele. Ei bine, am aici o listă întreagă. De fapt, am comentariile la articolul respectiv, în care în marea majoritate avem de-a face cu comentarii, cum să le zic eu, bine concepute, scurte și la obiect. Să vă dau un exemplu. Infecțiile respiratorii repetate, dar și bolile digestive, reacționează foarte bine la tratamentele homeopate, spune unul dintre comentatori care are nickname-ul Flo. Cu alte cuvinte, ceea ce trece de la sine în majoritatea cazurilor. Adică homeopatia vindecă chestii care oricum trec ele singure. În cancer sau TBC, homeopatia poate fi doar adjuvant. Adică, și face domnul sau domnișoara Flo comentariul, pentru bolile serioase, efectul este practic nul. Restul e bla bla pentru fraieri care nu știu pe ce să arunce banii. Un alt comentariu de la domnul Maidanezu. Homeopatia este bazată pe efectul placebo. Acesta este adevărul, de fapt. Nu vindecă nimic. Cheltuiești bani și spui speranțe în nimic mai mult decât apă cu zahăr sau granule de zahăr. Periculos este faptul că toată homeopatia este în afara controlului guvernamental și ca urmare ei pot vinde toate, aici e un cuvânt care nu-l pot citi, unele chiar periculoase. Și așa mai departe. Așa trebuie să fie. Comentariile trebuie să fie perfect la obiect și cât se poate de incisive. PW spune, medicamentele, și pune între ghilimele, homeopatice nu au ingrediente active. Punct. Cine începe cu memoria moleculară a apei, să facă mai bine să-și rupă diploma de doctor. Sunt convins că domnul medic primar ORL, care este citat în articol, nu va face acest lucru. Din el, țineți minte, v-am citat de-a lungul timpului destul de multe lucruri. Eu cred că așa trebuie făcut. Și nu este vorba numai despre homeopatie, ci despre toată această efervescență irațională care apare prin presa românească. Oricum, trebuie să ne vedem noi cumva pe 21 aprilie pentru a atrage atenția lumii că putem judeca lucrurile și rațional. Și haideți să vă mai dau un exemplu în ceea ce privește iraționalul, care ajunge cumva la niveluri înalte. Tot despre homeopatie este vorba. Am fost pe site-ul Societății Române de Homeopatie și ce aflu? Curs de homeopatie pentru farmaciști. Ministerul Sănătății a aprobat continuarea cursului de homeopatie pentru farmaciști. Cursul începe în 21 mai, coordonat de doamna profesor farmacist, înscriere la Centrul Național de Educație Continuă a medicilor dentiști și farmaciștilor București și se dă în continuare locul, punctele de contact. Vedeți dumneavoastră, în ciuda faptului că homeopatia este, cum să zic, ține mai degrabă de, hai să zicem, magie, ca să folosim niște cuvinte așa elegante și care să sune frumos, în ciuda faptului că homeopatia nu este recunoscută de știință, neexistând dovezi în favoarea
homeopatie, repet totdeauna, oricât de improbabile pot să pară niște lucruri, dacă dovezile există, n-ai încotro. Homeopatia datează, sau are o vârstă respectabilă, 2 secole. În favoarea homeopatiei nu au putut fi aduse dovezi de niciun fel. Nici dovezi prin teste clinice, nici dovezi prin care să se demonstreze că apa ar avea o putere miraculoasă să țină minte niște substanțe care, prin diluări succesive, practic dispar din preparatul homeopat. E bine, Ministerul Sănătății aprobă continuarea unui curs de magie. De ce să nu aprobe, zic eu, același minister, un curs de șamanism, un curs de descântece, un curs de alungare a spiritelor rele care duc la bolnăvirea omului. De ce nu? Lucrurile sunt perfect echivalente. Toate cele ce le-am enunțat mai devreme nu au nicio susținere științifică. Au numai ceea ce spun eu adesea, o susținere în vorbe. Încheie aici micul capitol legat de homeopatie. Am să revin, pentru că trebuie neapărat să ne adunăm cât mai mulți atunci pe 21 aprilie să demonstrăm printr-o tentativă de sinucidere colectivă că preparatele homeopate nu sunt altceva decât apă chioară, desigur. Bun. Săptămâna trecută v-am prezentat un documentar și câteva secvențe dintr-un documentar, așa zis, documentar mai bine zis, în care se abera la nesfârșit. Un documentar realizat în Germania, bănuiesc, pentru că cel care prezenta documentarul vorbea nemțește, dar un documentar care era tradus în limba română. Cineva, cum spuneam și săptămâna trecută, și-a găsit timp să traducă o oră și ceva dintr-o limbă oarecare în limba română. Spuneam și atunci, spuneam și acum 2 săptămâni, este surprinzător pentru mine că în zona pseudo-științei există atâta pasiune, există atâta răbdare de a traduce niște chestii, în timp ce documentarele cu adevărat importante, documentarele care se bazează pe date verificate și verificabile, deci cele care sunt în zona aceasta a rațiunii, cele care sunt în zona aceasta a științei, nu își prea găsesc pasionații într-un tradus. Întâmplarea a făcut că pe partea dreaptă, știți cum e la YouTube, pe partea dreaptă am văzut alte recomandări din aceeași zonă. Una dintre recomandări era legată de de daci, de strămoșii noștri daci. Și îmi propusesem pentru această emisiune să comentez acel documentar. Vă mărturisesc că am renunțat. Am renunțat pentru că atunci când nivelul de, nu știu cum să-l numesc, să fiu elegant, atunci când lucrurile ies dintr-un anume făgaș, chiar nu mai ai ce comenta. Îmi trebuie mult timp să ia fiecare dintre afirmații și apoi să vin dumneavoastră să vi le demontez din surse credibile. Aici este o problemă. În limba română despre istoria neamului ăsta nu prea ai acces la surse din acestea credibile. Lucrurile care țin de știință în ceea ce privește istoria poporului român prea puțin apar în lumea aceasta a internetului. Vedeți dumneavoastră, m-am apucat să citesc și cartea unuia dintre personajele principale prezentate în acest documentar. Este vorba despre, îi dau numele, binecunoscutul Napoleon Săvescu. El are o carte, Noi nu suntem urmașii Romei, o carte extraordinară. Încă mai citesc la ea, o să-mi trebuiască câteva luni pentru a veni să vi-o prezint împreună cu documentarul cu pricina. Dom'le, am aflat niște lucruri de-a dreptul senzațional. Păi Alexandru Macedon, dragii mei prieteni, era getodac. La fel și Traian. Iar podul peste Dunăre,
construit de Apolodor din Damasc. Îl construise Dacia cu mult înainte. Nu știu, știu, ba de fapt știu. Voi fi acuzat de lipsă de patriotism. Cum adică? Nu vrem o istorie măreață a României. Nu, eu vreau o istorie adevărată a locurilor, a acestora. Nu vreau să zic mai multe, pentru că trebuie, v-am spus, mie îmi place să vin cu argumente. Mie îmi place să vin cu lucrurile însoțite de dovezile cu pricina. Bine, o întrebare tot trebuie să-mi pun. Am citit mult din istoricii antici. Doar, la niciunul n-am găsit o referință de tipul ăsta. În Dacia, acolo, se vorbea latinește. Pentru că, așa susțin ăștia ai noștri, cum că dacii deja vorbeau latină. Latinii, de fapt, sunt cumva niște daci care au coborât undeva în peninsula italică. De ce nu apare nicio referință cum că dacii ar fi vorbit latină? De ce Ovidiu? Ovidiu, nu. Avem deja pe la noi prin Dobrogea, nu? De ce nu spune el, domnul, de-aia vorbesc aproape ca noi. Vorbesc cu o latină. Oare de ce nu spune? Bine, în zona pseudoștiinței, bineînțeles, lucrurile trebuie să o ia razna. Dar am mai văzut acolo, pentru că există un personaj extrem de activ în zona pseudoștiinței, mă uit la ceas, un documentar care poartă numele de Războiul Parapsihologic. De fapt, un documentar în două episoade. O să vedeți, o să vă dau un mic fragment și vreau să vă spun că personajul cu pricină dispune de resurse, de tehnică video destul de avansată. Documentarul este realizat, îndrăznesc să afirm, profesionist. Dar haideți să vedem unul dintre personajele prezente în documentarul cu pricină. Radionica este o știință veche. Există datări ale utilizării radionice din perioada piramidelor, din perioada antică din nordul Indiei, din perioada antică din zona Anzilor. Radionică este un termen care a vrut să sugereze transmiterea la distanță a unei influențe. Și pentru că apărea sau era redescoperită când zorii electronicii de-abia mijau la orizont, a fost botezată radionică, un gen de radio prin care se transmite o influență la distanță. Fenomenul acesta radionic, pentru a înțelege ce este de fapt radionica, se bazează pe un principiu descoperit în timpul lui Einstein și care nu respecta în niciun fel teoria relativității a lui Albert Einstein. Și a fost denumit entanglement, adică încurcătură, o excepție, un aspect care nu poate fi explicat prin teoria pe care Einstein a lansat-o la epoca respectivă. În ce constă, deci, entanglementul acesta cuantic este definit ca legătura care există între două particule cuantice care odată au fost unite prin ceva și care, separate fiind unul într-un capăt al Universului, celălalt în celălalt capăt al Universului, se comportă identic dacă una dintre particule este modificată într-un anumit fel. Deci influența de la o particulă se transmite instantaneu la cealaltă particulă ca și cum viteza ar fi infinită sau ca și cum n-ar exista spațiu între ele. Acesta este de fapt principiul prin care se bazează radionica. Inconștient, mulți dintre strămoșii noștri foloseau radionica, luau o amprentă, așa cum este poza de la căsătorie, o puneau într-un tablou frumos, cu o ramă foarte frumoasă, cu o crenguță de busuioc deasupra tabloului. Asta este o formă de radionică. Bineînțeles că foarte slabă, dar în timp, efectul de armonizare pe care planta îl transmite acelei amprente care este fotografia, se face simțit.
Deci, în esență, în radionică se acționează asupra unei amprente a unui subiect, pentru că între aceste două amprente, între amprentă și subiect, există o legătură foarte, foarte profundă. Și dacă acționezi asupra amprentei, influența se transmite și asupra subiectului, iar dacă subiectul suferă o transformare, se îmbolnăvește, moare, se transformă, lucrul ăsta se poate vedea și pe amprentă, un clar văzător sau prin măsurători radiestezice, lucrul acesta se poate evidenția. Este un exemplu clasic de pseudoștiință. Sunt folosite niște elemente ce țin de mecanica cuantică. Într-adevăr, fenomenul de entanglement există. Eu îl traduc de obicei prin corelare. Einstein, că el este cumva autorul ipotezei inițial, este vorba despre puntea Einstein-Podolsky Rosen, în care el chiar încerca să arate cât de absurdă este mecanica cuantică. Dar până la urmă s-a dovedit că această corelare între două particule există. Dar el nu se realizează oricum. Nu orice două particule sunt corelate. Nu. Vedeți? A luat omul o bucățică dintr-o carte de fizică și i-a prezentat destul de bine aspectul cuantic al fenomenului. Dar ce legătură are cu noi, cu lumea macroscopică? Bineînțeles că niciuna. Dar mecanica cuantică fiind ea însă și destul de interesantă, de fermecătoare, de misterioasă pentru cei care doar o citesc la nivel de popularizare, nu-i așa, permite tot felul de concluzii. Nu? Frunzulița, floricica, care... Nu, nu are nicio legătură. Acolo nu se corelează nici măcar două particule. E vorba despre cu totul altceva. Este vorba despre zona irațională, despre zona în care rațiunea nu mai contează. Contează povestea pe care o spui. Vedeți, omul pe care l-am mai avut și în alte emisiuni, el vinde dispozitive radionice care se bazează pe principiile enunțate mai devreme. Documentare mai lung, spuneam mult mai multe lucruri, dar chiar n-aș vrea să le fac, cum să spun, să vin eu la rândul meu să le prezint documentarul și pe urmă să ne amuzăm împreună. Nu, chiar vă recomand să îl vizionați, are destul de multe vizionări. Omul vinde dispozitive radionice. Ele sunt foarte importante pentru că te ajută să materializezi gândurile. De fapt, chiar documentarul din care am luat o secvență e presărat cu reclame la unul dintre aceste produse. Radionica, spune el, m-am fost pe site-ul lor, pentru că eu trebuie să mă documentez, știți prea bine. Radionica realizează o punte prin care mintea operatorului alimentează permanent un gând, fără ca utilizatorul să fie permanent focalizat și conștient asupra lui. Deci facem un dispozitiv prin care gândul ăla e focalizat. E de să mă gândesc o dată și el e focalizat și stabilirea acordului, care durează câteva secunde, creează o sinapsă externă ce menține subconștient ideea pe care vrem să o manifestăm. Atunci se creează tot felul de conjuncturi care ne fac să înțelegem engramele care ne blocau. Și la un moment dat se produce un declic și forma gând mentalizată devine realitate. Asta cu dispozitivul despre care este vorba în reclamă. Este vorba despre, și aici am pus eu niște semne, nu vreau să fac reclamă dispozitivului, cel mai puternic dispozitiv radionic de materializare rapidă a gândurilor din istoria științei. Aș drăzi să zic din istoria prostiei omenești sau, pentru că eu sunt un om elegant, din istoria naivității umane. În lumina cercetărilor și informațiilor existente, radionica poate fi sanctificată pe drept la gradul de știință a viitorului. Multă vreme însă acest domeniu a fost considerat de către necunoscători, drept magie. Punct. Eu trebuie să mă apropii de sfârșit. Remarcați, emisiunea noastră devine din ce în ce mai scurtă, dar e foarte bine. Voi fi nevoie să concentrez mai mult ideile. Da, tot magie este și acum. Tot pseudoștiință este și acum. Dar cine știe? De ce nu face omul niște experimente care să fie controlate foarte bine, pe care să demonstreze că aparatul mă ajută să îmi materializez gândurile? Dar despre asta și despre alte subiecte vom vorbi noi în emisiunea viitoare. Deci eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.